femeie, am ajuns, am încărcat. Suntem deja cu două legături pe mașină, cum puteți să le vedeți aici. Și mergem la următoarea descărcare, undeva aici, lângă noi, la câțiva kilometri, nu e prea departe. Tot așa, sperăm să fie o descărcare la minut, sperăm să nu avem incidente neplăcute. Aici am mai descărcat, băieții au experiență, ar trebui să meargă repede. E a doua cursă pe astăzi, așa că intrăm, am intrat în pâine, ce mai, am intrat în pâine ca lumea. Hai să vedem, 10:30, a durat un pic până ne-am încărcat, suntem bine, hai să dăm drum. Hai să vedem, trebuie să dăm în partea aia acolo pe iarbă. Sperăm să nu patinăm, ridicăm și noi liftanta. Sperăm să se ridice cât de cât. Dăm un pic în spate că avem acolo un canal. E un pic glod acolo, e un pic de apă, da. Na. Încercăm. Ok. Încercăm să încălecăm zona aia cu balta aia. Aici nu mai suntem în Eurotrack, mai și patinează. Hai că am intrat. Am reușit și am intrat. Cam asta. Hai să vedem acum. Avem și un stâlp aici. Ca dracu. Bun, activăm compresorul de la Macara. Factura am dat-o. Hai să ne apucăm de treabă. Firul ierbii. Îmi dai un băiat sus, da? Să-mi dai un băiat sus. Bun. Curaj, curaj. Ce? A?
Avion. Avion? Da. Ai reagitez? Dar chiar nu se vede ce îi. Ai crezut poate ies la oa un pic. Păi s-ar putea, poate vezi la știri de seară. Am înțeles. Șufa asta vezi că o să trebuiască să o dai un pic mai în spate, o idee, nu mult, da? Așa, cam pe acolo. Prinde-o și pe cealaltă și o să vii înapoi aici în spate. Las-o așa, las-o așa deocamdată, nu poți să strâng, după aia nu-ți mai ajunge dincolo. Pune lemn aproape de aia ca să nu-ți pici pe țeava aia. Na, 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 de șufă! Ai șufă acolo, la fel cum o ai pe asta. Hai că ajunge. Hai, vino încoace. Vino aici să ții șufa asta. E bine, las-o așa, las-o, nu mai da în spate. Băi, lasă vrăjeala și fii atent aici, ai. Numai cu prostii umbli, ei. Băi, lasă băietul acolo, stai liniștit acolo. Hai băieții. Băieții, ca a, da? Mâncați porc și dimineața și seara, a? Ai, ai, tată! Dacă nu îi spui o leacă de la țară degeaba. Dă-te de acolo. Păi și spurcășiunii. Unii ai cumnat tu ăla e? Ai la delegat. E în delegație, e? Vezi că o dau aleacă mai încolo. Șopi el. Ce-ți mai place? De teripi... De teripi curca câinele! Hai, bagă-n cârlig! Dă-i, dă-i, dă-i! Dă-i, 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 lasă-o, dă-i pace, nu mai băga și tu! Scoate-le afară și aruncă-le în spate! Dar nu te tragi tu, aleac? Păi da. Ce-ți mai place? Uite, leacă frumos, aliniat. Ce vorbești, bă? N-ai să vezi așa ceva. N-ai să vezi așa ceva. Nu mai prinzi mistrețul, ai grijă. Dă-te jos. Hai, dă-te jos. Vie aici, în spate. O să ridic sus și o să trebuiască să o întorci capătul ăla să ajungă la mine aici, da? Ușor, nu cu forță mare, că nu e nevoie de mușchi, e nevoie doar să meargă încet treaba, da? Crezi că poate
Nu-i nimic, las-o, las-o, dă-i pace. Ușor, ai grijă, nu sta sub ea, da? În lateral. Ușor, da? Vezi că o dau un pic în stânga ca să putem să trecem de stâlp. De ce nu te-ai urcat ai tu sus, care știi care și cum merge treaba? De ce tot timpul dai tu pe altcineva sus? Păi da, dar merge mai greu. Hai ce să-i faci? Hai, dă-te jos. Eu tot timpul mă grăbesc, dar nu când descarc. Atenție, nu sta sub ea. Ții un pic de ea, nu-i dai drumul. Foarte bine. Atât, dă-i drumul. Hai aici unul, aici, aici ai unul. No, e clar, te-am pierdut, no. De asta, te gândești că poate sus și tu ceva, a? Atenție că o dăm un pic mai încolo. Ia vezi acolo, te rog frumos. Acum. Hai mai repede, hai de capul meu, nici o șufă, nu ești în stare să scoți. Ai. Hai mai repede, hai, scoate de acolo din cârlig. Scoate de acolo, da? Ia uite-le. Păi dă-te ai jos, ei. Furcăciune-o ce ești. Da, e, că nu era așezat. Asta te mai prinde odată, dacă nu te-ai ține eu sus, ai să vezi tu, draci. Ai să mă rogi să te las jos. Asta ai văzut? Dă-te jos mai repede. Poți că trebuia să țin așa acolo. Hai, salut. Salut. Și uite că am finalizat-o și pe asta, dragii mei. Da, pot să spun că a mers repede, nu? Adică pe bune. La minut așa. E 10:49. Era 10:30 când am venit.
până au așezat băieții lemnele, până s-a făcut treaba. Mergem să încărcăm, reîncărcăm pentru Hadâmbu. V-am spus că iarăși trebuie să mergem la mănăstire. Ne auzim, la revedere!